Slăviți să fie Domnul! Când a fost cuvânt pentru dumneavoastră, am văzut din partea Domnului o vedenie, erați în locuința în care sunteți și noaptea din când în când vinea o frământare și vă trezați din pat, vă ridicați din pat. Și se făcea că mergeți așa, mergeți într-o parte, în alta și unele gânduri vă luptați să le puneți ca pe un raft să fie acolo, dar ele îi scoborau înapoi în mintea dumneavoastră. Și a zis Domnul așa, nu lăsa ca frământarea aceasta să-ți aducă oboseală. Pune-o în mâna mea și eu voi aduce odihnă. Că erați într-o frământare și ați spus înaintea Domnului lucruri pe care numai dumneavoastră le știți. Și a spus, Doamne, dacă ăsta se întâmplă așa, ce voi face? Dacă ăsta se întâmplă așa, cum voi face? Și Domnul a spus așa, nu pune lucruri pe care vrăjmașul ți le aduce să te tulburi înaintea Domnului. Ce adu mulțumiri pentru că astăzi este viață în casă. Așa a spus Domnul. Și a spus Domnul, iată, voi aranja toate lucrurile la vremea lor și tu te vei bucura. Slăviți să fie Domnul. Vinind spre Chicago, deodată așa, când ați intrat dintr-un stat în altul, a venit ca o apăsare peste dumneavoastră. Și ați început să vă luptați cu gândul, cu frământarea. Și a zis Domnul, a cui este pământul? A cui sunt oamenii? Și când au zis, a cui sunt oamenii, niște oameni care vă uitați la ei și totuși așteptați de la ei un răspuns. A spus Domnul așa, li voi pune un coif pe capul lor ca să-i dirijez eu, să-i conduc eu și să-i mânuiesc eu. Tu nu te frământa cu privire la oamenii aceia, dar chiar spune, dacă ăla mi-ar da o semnătură, cu semnătura aia aș putea face multe lucruri. Și a zis Domnul în felul următor, semnătura Domnului e mai mare ca a lui. Dă la o parte frământarea aceasta și lasă-l pe Domnul să lucreze în toate lucrurile. Că a spus Domnul, datorită lucrul acesta ești în viață ca să te folosesc pentru vremea aceasta, să fii un vas folositor, dar nu numai la un simplu nivel, la un nivel înalt. Că a spus Domnul așa, bărbatule, vreau să te duc în dreptul unor oameni cu rang înalt să le vestești Evanghelia, ei să accepte planul de lucrare și să fie mântuiți. Așa a spus Domnul, să fii mântuiți, de aceea Dumnezeu vă folosește în vremea aceasta și nu lăsați ca frământarea aceasta să vă macine, să vă obosească. Slava este a Domnului și Domnul să vă binecuvinteze.